Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 18 le găsești în linkul din descriere. Folosește codul XBREAKER pentru o super reducere. Ei, salutare, prieteni, sunt XBREAKER. Bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de FIFA 2018 World Cup Rusia cu România. Suntem pe locul 2 în grupă după egalul nesperat cu Anglia. Acum avem meci greu cu belgenii. Belgenii care au bătut cu 4-0 pe Panama. Trebuie să avem mare grijă, trebuie să câștigăm sau măcar un rezultat de egalitate. Ăsta e obiectivul nostru. Măcar un egal și batem Panama, iar după vom avea șanse în rest. Dacă nu vom face asta, lucrurile se vor înrăutăți pentru noi. Aici o să-l pun pe Săpunaru. Vreau să văd cum joacă și Săpunaru Niță. No, o să joc cu Tătărușanu în poartă. Asta e echipa noastră potriva celor de la Belgia. Voi, ce credeți că se va întâmpla în acest match super important pentru noi? 45.000 de oameni se vor uita la noi pe Spartak Stadium în Moscova. Va fi o nebunie, va fi foarte, foarte interesant. Rămâne de văzut ce vom face. Trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți pentru că belgenii au jucători fenomenali, iar orice greșeală de-a noastră ne poate costa foarte grav. Spartak juca pe stadionul de la Sparta Moscova, nu? Meci super important. România a făcut 1-1 cu Anglia. Rămâne de văzut ce vom face împotriva celor de la Belgia. Belgia cu un rezultat pozitiv, mai bine cu o victorie, are toate șansele să se califice. Adică e automat calificată cu o victorie, nu? Da, e automat calificată pentru că va face 6 puncte, n-are ce să se mai întâmple. Belgia își poate obține calificarea în această partidă. Noi jucăm pentru că trebuie să câștigăm o victorie, ne-ar spori foarte mult șansele de calificare, ceea ce ar fi fenomenal. Începe partida, Belgia atacă de la stânga la dreapta și au posesia în această primă repriză. Noi cu mici modificări, Țucudean titular în locul lui Cheșeru. Iată o pasă aici pentru Carrasco, centrarea acestuia. Toșca până la urmă rezolvă situația. Mitriță se luptă acolo, Mertens, pericola, Mertens! Nu începem bine. Nu începem foarte bine această primă repriză, această partidă, pentru că, iată, belgenii au prima șansă. Stanciu, bine, aici Țucudean avansează, șansă de gol pentru Țucudean, wow, ce ocazie, să vedeți, să dă faul sau nu? Totuși cred că mingea a fost deviată, asta e părerea mea. Haideți să vedem. Șutul lui Țucudean, da, este deviat șutul. Nu? Mie mi s-a părut că acest șut a fost deviat, nu-i nimic. Țucudean, iată, se descurcă foarte bine. Dar Thibaut Courtois are o degajare superbă, iată aici șanse, Eden Hazard, Romario Benzar nu reușește să blocheze acest balon. Nu trebuie să ne complicăm. Țineți bine, haideți băieți, no, e bun Lukaku, nici vorbă de penalti, jocul continuă, Lukaku are probleme, oare va mai putea continua, am crezut că se va șuta Mertens, o nouă șansă imensă, o nouă șansă imensă pentru Belgia. Mertens, iată, ratează dintr-o poziție foarte bună, nu nimerește spațiul porții și sunt curios ce se va întâmpla cu Lukaku, care pare să aibă probleme. Grigore rezolvă foarte bine această fază, Toșca avansează. Toșca greșește pasa, o pasă simplă pentru Budescu. Mitriță foarte aproape de recuperare. Belgienii din nou atacă, au dat 4 goluri celor de la Panama. Vor să dea și românilor cu siguranță și din nou Mertens. O nouă șansă. O nouă șansă pentru Mertens. În condițiile astea de joc nu mă văd, nu ne vedem prea bine. Stanciu, greșeală aici, Lukaku, Tătărușanu reține. Bine, tată. Toșca. Oh, unde fugise Mitriță, dar din nou Toșca. Nu e atent, Stanciu rezolvă situația și este aruncare la margine pentru belgeni. Witzel, De Bruyne. Oh, printre picioare. Trebuie să blocăm acest șut, Hazard. Poziție foarte bună a lui Hazard. Mingea deviată, Tătărușanu degajează rapid. Putem contraataca. Țucudean, Constantin Budescu, Răzvan Marin, Stanciu. Bine aici pentru Toșca, care a avut câteva pase greșite. Să vedem acum ce va face Toșca. Toșca, bine pentru Țucudean. Țucudean din prima pentru Mitriță. Se întoarce bine Mitriță.
Pasează pentru Stanciu, Stanciu are șuturi bune. Stanciu, bună fenta acestuia, vine șutul, care nu-i pune probleme lui Curtoașul deviat. Minutul 21, belgenii, până acum foarte periculos, Bunaru câștigă duelul cu Lukaku. Aici ne-am grăbit, cred că Răzvan Mare putea să fie mai atent și să paseze bine. Eden Hazard. Hazard, Lukaku, Săpunaru, foarte bine. Dacă Săpunaru nu intervenea, Lukaku rămânea acolo singur cu Tătărușanu, Mitriță. Mitriță, calm, foarte bine, combinăm. Țucudean. Mai departe pentru Stanciu, Stanciu avansează. Stanciu, posibilitatea de șut aici pentru Stanciu, Stanciu se întoarce încă o dată. Bine, Stanciule, Budescu. Până la Benzar. Hai Benzare, concentrare bună. Vine aici Mitriță, șansă de gol. Țucudean rămâne pe loc, nu-și dă seama de ce vrea să facă Mitriță, practic. Aici mingea ajunge la Mitriță. Încă o dată Mitriță, jucătorul nostru, foarte bine. Îi pasează lui Toșca. Toșca, dribla pentru Constantin Budescu. Budescu, din nou România periculoasă. Mitriță, Mitriță, foarte bine. Răzvan Marin, Courtois, Courtois intervine fenomenal. Șansă de gol pentru România, belgeni în pericol și ei. Iată șutul lui Răzvan Marin, cât de bun, dar ce plonjon, ce paradă are Thibaut Courtois. Hai că l-avem pe Țucudean aici, dar nu, mingea pentru Stanciu, făcut, făcut pilaf acolo de Company. Iată aici belgenii pot contraataca, Vițel. Vițel, Budescu, e atent, Stanciu, rezolvă oare situația Stanciu, cât de aproape a fost să pierdă balonul, Răzvan Marin, Budescu, Toșca, Mitriță, din prima, așteptăm aici sprijinul Țucudean, rezistă, pasă pentru Marin, Marin, Budescu, Budescu, încă o dată Constantin Budescu peste poartă. E bine, România ușor, ușor pune presiune la poarta belgenilor, putem marca. E bine cum jucăm până acum. Ne-am revenit. E rândul nostru să atacăm, să fim periculoși. Asta trebuie să facem. Stanciu, Toșca, Țucudean, ah, mingea n-ajunge din nou, Toșca. Eroare acolo la pasă. Ne lipsește un fundaș stânga. Iată-l pe Eden Hazard cu viteza sa. E foarte, foarte periculos Eden Hazard. Vine oare pasa, da, Vițel din prima, Carrasco, Carrasco. Nu-l poți învinge așa pe Tătărușanu, Mitriță acum. Bună preluarea lui, pasă pentru Budescu, Budescu mai departe cu Țucudean. Țucudean pentru Kipciu. Kipciu, încă o dată, Kipciu, ce eroare face. Nu așa, Kipciule. Șters, șters în priza asta Kipciu. Cei drăni nici baloane n-au fost pe la el pe acolo, dar oricum destul de slăbuți. Iată aici pe Mertens. Are viteză în plus față de jucătorii noștri. Mertens, Toșca, intervine bine. Foarte bine, Grigore. Stanciu, ultima șansă pentru România în această primă repriză. Marin, Țucudean. Țucudean, să vedem, pasă foarte bună pentru Kipciu. Șansa lui Kipciu. Să vedem pe Kipciu. Ce va face Kipciu? Care e Kipciu? Kipciu, se întoarce. Kipciu, centrează Mitriță, preia balonul, nu, vine șutul din prima peste poartă. Și se termină și prima repriză, este 0-0 între Belgia și România. România joacă destul de bine, se mai joacă Germania, Suedia și Corea, Mexic, încă nu știm rezultatele. Mai jucăm așa vreo 15 minute, după care vom face ceva modificări. Kipciule, trebuie să faci ceva în repriza asta pentru că ai fost șters. Budou, bine aici Budescu, Țucudean. Țucudean, întoarce bine pentru Răzvan Marin, avansează acesta, Constantin Budescu. Budescu, tot cu Țucudean, Țucudean. Nu, e Marin, mă scuzați, Răzvan Marin. Bine, au intervenit acolo belgeni. Iată aici pe Hazard cu Mertens, Romelu Lukaku, șters și el până acum, Carrasco blocat, bine de Toșca, ajunge Mitriță la balon. Mitriță, întoarce, super, Mitriță, pasă bună pentru Toșca, iată ce șansă avem acum Toșca. Toșca, vine concentrare, Courtois respinge, Mitriță se luptă cu Carrasco, este doborât și jucătorul nostru, Stanciu acum. Posibilitate bună pentru Stanciu, vine pasa, Țucudean, mai departe, foarte bine și e 1-0 pentru România! 1-0 România, Răzvan Marin! Courtois este învins de Răzvan Marin, Țucudean, pasă foarte bună, s-a cerut offside, nici vorbă. Șutul lui Răzvan Marin la colțul scurt îl învinge pe Courtois. Foarte aproape acesta să intervine, Company era cu mâna pe sus. Nu știu dacă a fost offside sau nu, lui Răzvan Marin nu-i vine să creadă.
Lui vine să creadă că reușește să marcheze. Minutul 53, România are 1-0 și o opțiune serioasă la acest scor de calificare. Iar Belgia, dacă pierde, va tremura pentru că va avea meci cu Anglia, va fi meci direct și or să aibă nevoie de victorie. De atunci pe mine iese tătă Rușan, nu, faultat acolo tătă. Se dă faul și ar trebui și un cartonaș galben. Dar care nu vine. Intră Fellaini în locul lui Witzel. Benzar, Chiciu, Răzvan Marin. Călcăi bun pentru Constantin Budescu. Budescu, Sucudean. Chipciu. Chipciu. Chipciu așteaptă plecarea bună lui Budescu. 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 Budescu întoarce și obține lovitura de la colțul terenului. Foarte bine. Foarte bine. Să vedem acum cum vom executa Răzvan Marin. Stanciu cu capul Curto. Au noroc. Au noroc cu goalkeeperul. Thibaut Courtois. Iată aici era ce-i drept și de Brainito. Acolo. Dar nu-i nimic, e bine, Răzvan Marin, o nouă centrare periculoasă, România încă o dată, vine Toșca, șutul deviat și se dă offside. Se dă offside, haide să mai facem câte o modificare. Îl pun pe Stanciu aici, îl scop pe Budescu, îl bag pe Pintili. Îl bag și pe Rotariu. Și cam atât momentan, două modificări într-un 61. România are 1-0 cu Belgia. Ceea ce e foarte bine pentru noi. Sunt curios cum vor evolua jucătorii nou introduși pe teren. Mertens așteaptă plecarea lui Minie. Ne luptăm aici. Toșca și se dă faul. Haide, haide, a fost o luptă corp la corp. A fost o luptă corp la corp. Belgenii au jucător foarte bun la cap. Eden Hazard. Rotariu trebuie să-l blocheze pe Hazard. Nu reușește. Fellaini, Marouane Fellaini, Mertens, Grigore, foarte bine. Eden Hazard prea balonul, pericolul nu s-a terminat. Mitriță foarte bine, Săpunaru din prima pentru Toșca. Mai poate Toșca, mai poate sprinta Toșca, da. Toșca mai departe pentru Țucudean. Țucudean, să vedem ce va face Țucu. Țucudean foarte bine, se luptă Țucudean. Centrarea e perfectă, Rotariu, bară! Ce șansă pentru România de a încheia practic această partidă. Băra lui Rotariu, iată, mult mai activ Rotariu decât Chipciu, deși a intrat de foarte puține minute. Benzar îl blochează pe Romelu. Bine blocat Lukaku, vine o minge acum pentru Vertonghen. De Bruyne, șters și el în prima repriză, mai bine sunt cele 70 de minute până de trecute. Ei, De Bruyne schimbă bine. No, 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 trebuie să avem mare grijă. Reține balonul Tătărușanu. Foarte bine Tătărușanu, nu se grăbește, îl vede liber pe Romario Benzar. Își face mingea cam lungă Benzar, dar totuși obține aruncarea de la margine. Benzar, încă o dată. Rotariu. Rotariu, bine aici cu Răzvan Marin. El a deschis scorul, Stanciu, Pintili, nu se înțelege. Stanciu cu Pintili, într-adevăr, pasa lui Stanciu n-a fost foarte bună. Carrasco. Mai departe aici la Mertens, Mertens aproape să fie faultat, dar foarte bine a reușit Mertens acolo, Tătărușanu reține încă o dată, încă o dată Tătărușanu, foarte bine, jucăm rapid, încercăm să surprindem adversarul pe contraatac. Minutul 78 al partidei în continuare, scorul este 1-0 pentru România, Țucudean n-ajunge la minge acum, Carrasco, blocat bine de Mitriță, nici vorbă de fault, Pintili, Răzvan Marin, în margine până la Romario Benzar. Benzar avansează, cere mingea Rotariu. Să vedem ce va face Benzar. Îi pasează lui Țucudean. Țucudean mai departe pentru Pintili. Poziție de șut pentru Pintili. Bară încă o dată România. Dumnezeule, Rotariu nu s-a terminat faza. Răzvan Marin aproape de dublă. Ce ratare, ce ratare are România. Cum intervine Thibaut Courtois să șute chiar acolo pe belgian. A doua bară pentru România, Rotariu se luptă aici, belgenii pot pega pe contraatac, Săpunaru blochează foarte bine, a mai blocat puțin din contraatacul belgenilor, o minge acum lungă, Romario Benzar nu trebuie să greșești, foarte bine în spate, la portarul nostru, la Tătărușanu, din nou Romario Benzar, până la Rotariu, Rotariu care a intrat foarte bine în joc și el.
Rotariu l-așteaptă bine pe Romario Bezar. România din nou periculoasă. Vine centrala lui Romario Bezar. Nu dăm cu capul. Ho-ho. Ce șansă din nou pentru noi. Dar putem fi surprinși pe contraatac. O minge lungă acum. Săpunaru se luptă. Pierde balonul Săpunaru. Trebuie să blocăm. Trebuie să blocăm cumva aici. Mertens blocat superb de... Imediat de când Romario Bezar. O pasă bună pentru Mitriță. Mitriță intră în interior. Să vedem ce va face Mitriță. Nu reușește pasa. Mingea vine la Stanciu. Din nou Mitriță. Pintili acum. Întoarce mingea. Pintili blocat. Răzvan Marin. Marin. Bine pentru Bezar. Bezar. N-ajunge Stanciu. Mertens. Trebuie să blocăm cumva. Pintili ține de minge. Romario Bezar. Rotariu acum. România poate câștiga această partidă. Are 1-0 și s-a terminat timpul. S-a terminat timpul. România câștigă cu Belgia. Un rezultat fenomenal. 1-0. Gol marcat de Răzvan Marin și România ia opțiune serioasă în privința calificării. Belgienii știu că pot pierde calificarea mai departe la mondiale după această înfrângere cu România. Trebuie să reușească să învingă să învingă naționala Angliei, pentru că altfel nu au nicio șansă. Dacă în cazul în care Anglia bate Panama, dar ceea ce e foarte puțin probabil, să vedem. Englezii încă n-au jucat. Ba da, 5-0 Anglia. 5-0 bate pe Panama. Panama, iată, ciuca bătăilor până acum. Griezmann, avem și noi ceva pe aici? N-avem. Avem doar două goluri marcate. Asisturi, nici la asisturi n-avem. Aici ar trebui să-l avem pe Tătărușanu, care, da, iată, Germania n-are niciun gol primit. Haideți să vedem cum stă treaba în grupe. Haideți să vedem, să dăm de la grupa A. Uruguay și Rusia pe primele două poziții, Egiptul și Arabia Saudită. Părăsesc competiția. Mai departe, Spania și Portugalia se califică și ele, rămân acasă Maroc și Iran. Franța și Danemarca merg mai departe, Australia și Peru părăsesc competiția. Aici Argentina și Islanda, Croația și Nigeria rămân și ele acasă. Surprinzător, surprinzător. Islanda a bătut Nigeria cu 2-1 și a făcut egal cu Croația. Croația a luat bătaie cu 1-0 de Argentina, așa cum a făcut și Islanda. Dar ce a făcut cu Nigeria? A bătut cu 1-0. Da, au avut mai multe goluri marcate, da, au avut mai multe goluri marcate islandezii. În partea cealaltă, Brazilia și Elveția merg și ele mai departe. Costa Rica, lui Keylor Navas și Serbia rămân acasă aici. N-a fost problemă, niciun gol primit de brazilieni. 1-0, 1-0 și 0-0 cu Serbia. Singur egal al sârbilor făcut cu Brazilia, iată, când nu te așteptai. Germania merge mai departe, 8 goluri marcate, niciun primit. Suedia și Mexic. Oh, iată, Mexico a primit mai multe goluri. A luat 4 de la nemți și ce au făcut? Au făcut egal cu Suedia, da. Iar Suedia a luat 4 de la nemți, 3 de la nemți, mă scuzați, și au dat 2 coreeni, în timp ce mexicanii au dat unul singur. Noi ne luptăm aici cu Anglia și Belgia. În cazul unei victorii a englezilor, noi suntem calificați. În cazul unui rezultat de egalitate are englezilor, noi trebuie să facem egal. Noi, deci noi, dacă nu pierdem, suntem calificați. Asta e clar. Dacă nu pierdem, suntem calificați. Columbia pe prima poziție, Polonia pe 2, Japonia pe 3 și Senegal, care este ieșită din competiție. Cam astea sunt rezultate. Japonia 3-2 cu Senegal, Polonia 3-1 cu Senegal, Japonia a luat bătaie de Columbia cu 3-1, iar Columbia bate Polonia cu 2-1. Astea sunt rezultatele, aici se va termina și episodul. Eu am fost X-Baker, sper că v-a plăcut. Un nou episod în foarte scurte, cred că peste 2 zile, sincer. 2 zile așa, pentru că urmează un episod de peste după. Revenim și cu acest episod. Eu am fost X-Baker, mulțumesc foarte mult că ați venit la episodul. Până la final, până la viitoare, toate cele bune, pa, pa!